Numai o singură dată am fost iubit cu adevărat, dar de simpatie m-am bucurat mereu din partea tuturor. Nici în cazul unor relații întâmplătoare nu-i venea ușor cuiva să se poarte grosolan, repezi sau pur și simplu rece cu mine. Au fost cazuri de simpatie care, cu ajutorul meu, ar fi putut, mă rog, probabil, să se transforme în iubire sau afecțiune. Eu n-am avut niciodată suficientă răbdare sau atenție spirituală, nici măcar pentru a dori să fac acest necesar efort. Când am început să observ ce se petrece cu mine, mai întâi am crezut, ca să vezi cât de puțin ne cunoaștem, că aspectul particular al firii mele se explica prin timiditate. Însă am descoperit mai apoi că nu aveam. Aveam, în schimb, un dezgust de emoții diferit de dezgustul de viață, o nerăbdare la ideea că aș putea să mă atașez de un sentiment continuu, mai cu seamă când trebuia să te înhami la un efort susținut. De ce? Gândea în mine partea care nu gândește. Sunt destul de subtil și am suficient tact psihologic pentru a ști cum. Însă întotdeauna mi-a scăpat cum de cum. Slăbiciunea voinței mele a început prin a fi o slăbiciune a voinței de a avea voință. Mi s-a întâmplat așa cu emoțiile și cu inteligența, cu voința și cu toate cele ce sunt viața. Însă de pe urma acelui moment, când o răutăcioasă întâmplare m-a făcut să cred că iubiam și să verific efectiv că eram iubit, am rămas mai întâi uimit și dezorientat ca și cum câștigasem o uriașă avere într-o monedă neconvertibilă. Iar mai apoi m-a încercat, fiindcă nimeni nu este uman fără să-l încerce, un sentiment de ușoară vanitate. Dar această emoție, care pare să fie cea mai naturală, mi-a trecut repede. I-a urmat un sentiment greu de definit, din care se detașau cât se poate de dezagreabil senzațiile de plictiseală, umilință și oboseală. De plictiseală, ca și cum destinul mi-ar fi impus o corvoadă cu complicații necunoscute. De plictiseală, ca și cum o datorie cu totul nouă, un fel de oribilă reciprocitate mi-ar fi fost impusă cu ironia de a fi considerată privilegiu. Datorie pe care nu numai că trebuie să o accept, dar pentru care urma să-i și mulțumesc destinului. De plictiseală, de parcă nu mi era destulă monotonia inconsistentă a vieții, ci trebuia să-i mai suprapun de acum înainte și monotonia obligatorie a unui sentiment definit. Și de umilință, da, de umilință. Mi-a trebuit multă vreme până să înțeleg. Ce rost avea în toate acestea un sentiment atât de puțin justificat în aparență de cauza care îl provocase? Ar fi trebuit să și fi făcut la mine apariția iubirea de a fi iubit. Ar fi trebuit să mă fi simțit tare mândru că cineva a acordat atenție existenței mele ca individ demn de a fi iubit. Însă, cu excepția scurtului moment când m-am umflat realmente în pene, când uimirea a fost mai puternică decât propria vanitate, senzația pe care eu mi-o transmiteam cu adevărat mie însumi a fost cea de umilință. Am simțit că mi se dădea un soi de premiu destinat al cuiva, un premiu, da, de mare valoare pentru cineva care l-ar fi meritat firesc. Însă și oboseala, mai cu seamă oboseala, oboseala ce devine lehamite am înțeles atunci o frază de Chateaubriand, în legătură cu care mă înșelase mereu, din pricina lipsei mele de experiență în materie de mine însumi. Chateaubriand afirmă, reprezentându-se prin René, îl obosea iubindu-l. Am înțeles, uimit, că aceste cuvinte traduceau o experiență trăită identic de mine, a cărei realitate eu nu aveam Așadar, dreptul să o neg. Ce oboseală să fii iubit? Iubit cu adevărat. Ce oboseală să devii o povară pentru emoțiile altcuiva? Să-l transform pe cineva care s-a dorit liber, întotdeauna liber, în băiatul comisionar responsabil să corespundă cerințelor, să aibă decența, să nu lase totul baltă și să plece. Astfel ca ceilalți să nu creadă că se consideră un prinț al emoțiilor și respinge acel maximum pe care un suflet de omul poate da. Ce oboseală să ne transformăm existența în ceva depinzând în mod absolut de relația cu sentimentul cuiva. Ce oboseală să trebuiască într-un fel sau altul, să te încerce un sentiment și prin natura lucrurilor, chiar dacă fără reciprocitate, ce oboseală să trebuiască de asemenea să iubești cât de cât. Acest episod de umbră a trecut repede peste mine, tot așa cum sosise. Astăzi n am mai rămas nici urmă din el, nici în inteligența mea, nici în emoția mea. Nu mi-a adus niciun soi de experiență pe care N-aș fi putut o deduce, și singur, din legile existenței umane, a cărei instinctivă cunoaștere o găzduiesc în mine, fiindcă sunt o ființă umană. Nu mi-a adus niciun fel de plăcere de care să-mi amintesc cu tristețe, și niciun fel de necaz de care să-mi reamintesc de asemenea cu tristețe. Am sentimentul că a fost vorba de ceva citit de mine undeva un incident oarecare întâmplat altcuiva, un roman din care citisem prima parte, dar îmi lipsise partea a doua, fără să-i fi acordat acestui lucru prea multă importanță, căci partea până unde citisem era suficientă, chiar dacă lipsită de sens, iar partea care lipsea nu ar fi putut să-i confere și mai mult înțeles. Oricare ar fi fost intriga, care urma. Îi păstrez doar o oarecare recunoștință ființei care m-a iubit. Însă e o recunoștință abstractă, uimită, născută mai degrabă din inteligență decât din vreo emoție oarecare. Regret că cineva a avut de pătimi din pricina mea. Îmi pare rău numai de acest lucru, nu-mi pare rău de nimic altceva. Este puțin probabil ca viața să mă scutească de alte asemenea întâlniri cu emoțiile naturale. Aproape că îmi doresc să-și facă apariția, să consta ce voi simți a doua oară după ce trecusem, dacă nu printr-o primă experiență, cel puțin prin analiza aprofundată pe care i-am consacrat-o și care constituie pentru mine întreaga ei realitate. Poate voi simți mult mai puțin, dar s-ar prea putea să simt mult mai mult. Dacă destinul vrea să-mi facă acest dar, să-mi-l facă. Emoțiile îmi suscită curiozitatea. Faptele, însă, oricare ar fi ele, nu mă interesează deloc.